Care este soarta celor 51 de anunțuri de selectare de parteneri de către Ministerul Educației în vederea depunerii de proiecte finanțate post-DRU? A fost anulată? Nu s-a mai făcut selecția partenerilor dintr-un considerent foarte simplu. Inițial, Ministerul Educației a vrut să depună proiecte, a cerut de la directorii și directorii generali din minister idei de proiecte, iar noi nu am vrut să cenzurăm. Puteam să cenzurăm și să spunem, din cele 51 de idei adunate, mergem pe maximum 10 idei și acestea sunt ideile Ministerului. Am vrut să dăm libertatea celor care sunt, de fapt, laboratoarele Ministerului, să vină cu propuneri de proiecte, urmând ca în funcție de depunerile de ofertă, în funcție de modul în care se conturau proiectele, într-un final să luăm decizia care din cele 51 de idei se vor materializa în proiect. De altfel, noi chiar în metodologie am scris că ministerul nu are niciun fel de răspundere decât în momentul în care proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Până în acel moment discutăm doar de o tatonare între o instituție publică și câteva și mai multe instituții private pentru a realiza un proiect. Materializarea se poate realiza sau nu? În cazul de față, mai ales în contextul în care nu s-a putut prelungi termenul de pe 14 august până pe 28 august, era imposibil să selectăm partenerii și să asigurăm toate condițiile necesare. Dar pe 30 august, în momentul în care Ministerul Educației a anunțat că prelungește termenul de depunere a ofertelor cu o săptămână, ministrul Costoiu declara: am cerut prelungirea proiectelor la nivelul autorității de management și am obținut acest lucru. Da, acest lucru era valabil pe data de 30 iulie 30 iulie, da. pentru 14 august. Acel lucru a fost posibil pentru că noi, din momentul ridicării cererilor pe net și până în momentul în care trebuia să depunem proiectele, n-aveam decât 7 zile. Să luăm calculul simplu. 2 zile, am zis eu și colegii au considerat că este un termen suficient, poate să fi greșit, este posibil și acest lucru. 2 zile să depui oferte. O zi, două, trebuie să evaluezi ce s-a depus, să dai o zi de contestație. Deci vorbim deja de 4-5 zile. Încă 2 zile ca să realizezi proiectul propriu-zis, pentru că în momentul în care finalizai procedura, abia atunci experții din minister se întâlneau cu experții partenerului pentru a scrie proiectul. Și acolo era problema delicată. Și am văzut tot felul de interpretări că pentru un anumit certificat fiscal îți trebuie 5 zile. De acord, îți trebuie 5 zile, dar noi n-am cerut niciun certificat fiscal. Dar înțeleg că știați de această situație din data de 30 iulie. Deci din Nu, în momentul în care... 30 iulie am prelungit Cu o termenul săptămână. cu încă o săptămână și termenul de depunere de proiecte. Așa s-au extins celelalte 5 zile în plus Da. în care s-au depus Da. oferte. După care noi mai aveam la dispoziție încă 7 zile în care să facem toate aceste lucruri. Și nu știați de la început, încă de pe 30 iulie, că mai aveți la finalul procedurii doar 7 zile în care să rezolvați contestațiile, să faceți proiectele Ba pe care da, să le depuneți. 7 zile să facem tot, inclusiv evaluarea Da. și inclusiv contestații, inclusiv scrierea proiectului. Da. Însă, ulterior datei de 30 iulie, noi am cerut Ministerului Muncii să ne prelungească termenul până pe data de 28 august. Până pe 28 august aveam tot termenul pentru a putea să depunem proiectele în condiții de normalitate. Pe 14 nu am putut să ne încadrăm. Am înțeles. Deci Ministerul Muncii v-a Nu respins. ne-a respins. Până pe 14 dimineața nu aveam un răspuns și ulterior era o chestie neserioasă să anunți la ora 12 că termenul care se termină la 4 se mai prelungește încă 2 săptămâni. Era o dovadă de neserioritate din partea noastră și nu am agreat o asemenea variantă. Deci dumneavoastră când ați decis și când ați anunțat că se anulează toată procedura? A fost o anulare implicită în momentul în care termenul de depunere de proiecte s-a finalizat. A fost implicită. Deci pe 5. Pe data de 14 august, la orele 16, era evident că nu se mai poate face selecție pentru că sunt colurile închise. Și oricine vrea să intre pe Action Web vede că aceste coluri de la care făceam noi referire sunt închise. Pe un col închis nu poți să depui oferte.
Câte entități private au depus proiecte în termenul inițial de 2 zile? În termenul inițial de 2 zile au fost depuse 117 proiecte, 17 idei, dosare, de un număr de 20 de entități. Deci 20 de entități au fost cele care au avut idei pentru toate cele 51 de... Unii au depus pentru mai multe, alții au depus... Doar să avem o largă paletă. Avem o societate care a depus pentru 26 de proiecte, avem altă societate care a depus pentru 14, avem multe societăți care au depus pentru 5, pentru 4, pentru 6, pentru una. Cine sunt entitățile care au depus aceste proiecte? La această întrebare dați-mi voie să nu răspund din eleganță pentru cei care au depus. De vreme ce ei au depus și noi nu am selectat partenerii, nu din motive care să creeze o stare conflictuală între noi și ei, dar totuși noi nu i-am selectat, este o chestiune de eleganță din partea mea să nu anunț care sunt entitățile respective. Se înțelege totuși că protejați anumite interese din moment ce este o acțiune încheiată, care nu va mai avea repercusiuni, nu vor mai fi depus contestații, nu mai urmează nimic, s-a terminat acțiunea. E ca și cum ne anunțați că ministerul are nevoie de niște parteneri, dar nu ne interesează pe noi cine sunt partenerii respectivi. Pot să vă spun că sunt firme respectabile, foarte mari firme din soft educațional și IT. Pot să vă spun că au fost, pentru prima procedură, au fost 11 societăți de IT cu experiență foarte mare în domeniu și nu cred că putem vorbi de protejare de interese atâta vreme cât pentru aceleași idei sunt 11 ofertanți. Sunt 11. Dacă era un ofertant, am fi putut să spunem că noi protejăm interesele lui X sau lui Y. Dar când vorbim de 11 ofertanți și la a doua procedură vreau să vă spun că a venit o societate care ne-a depus 32 de oferte pentru cele 51 de idei. Vă dați seama, este imposibil să spui că pot să vorbești de o protecție a unuia sau altuia. Pot să vă spun că am avut Federația Asociațiilor de Părinți care au venit ca parteneri cu 4-5 dosare. Cele fără scop lucrativ le pot spune foarte ușor, pentru că nu au scop lucrativ. Pentru celelalte este o chestiune de eleganță. Pentru că am avut Asociația pentru Implementarea Democrației, a fost Asociația Pro-Democrația, a fost Asociația Mark Twain, cei care fac și școala Mark Twain, o școală de altfel respectabilă, au fost Asociația Comunelor din România pe 2 sau 3 proiecte, a fost o asociație C4C se numește, nu cunosc detaliile de activitate, dar au fost foarte multe astfel de entități private, persoane fără scop lucrativ, care au venit la fel și multe dintre ele venind cu idei de cu îmbunătățiri pe aceleași proiecte. Întrebarea mea ține totuși de transparență, nu de eleganță. Moralitatea și transparența, mă gândesc că sunt cele care trebuie să... Sper că nu ne acuzați că demersul nostru nu este moral. Nu, mă refer la transparență. Demersul este transparent și demersul ar fi fost transparent până la capăt în momentul în care noi am fi spus, evident, toate, din cele 10 oferte pentru proiectul 1, am selectat pe X și pe Y, pe ceilalți nu i-am selectat. Dar de vreme ce noi nu am făcut acest lucru, la nivel general, nici nu pot să fac la nivel particular să spun firma X a participat cu atâta ofertă. Deci nu răspundeți la întrebarea aceasta. Îmi cer scuze, eu sunt o persoană transparentă de fel, dar acum mă văd nevoit să nu răspund la această întrebare. De ce ați acordat inițial un termen de doar 2 zile între publicarea anunțurilor și data limită până la depunerea ofertelor de către entitățile private? Pentru a forța cumva scrierea proiectului într-un termen scurt și în acest fel, în 7 zile, până pe data de 30 iulie, să fie ridicate în Action Web cererile de finanțare. Fără această ridicare, proiectul nu există. Și dacă noi prelungeam, închipuiți-vă dumneavoastră, pe 23, da? De pe 23 până pe 30 sunt 7 zile. Dacă noi puneam, și gândiți-vă că în acest interval avem și un weekend, dacă noi puneam termenul să ne ducem până luni dimineață, puteam de luni dimineață să evaluăm ofertele, să admitem sau să verificăm contestațiile pentru care din nou trebuia să dăm termen și în același timp să depunem proiectele până data de miercuri. Eu am înțeles acest lucru. Atunci, de ce nu ați pus mai devreme anunțurile?
Metodologia a fost ridicată pe site cu 10 zile înainte. Știu, dar metodologia nu avea ideile de proiect. Exact. Dar dați-mi voie să fiu la fel în același spirit de transparență, să fiu și eu puțin contrariat. Ministerul Educației a fost cel mai transparent minister. Veți vedea, dacă veți cerceta pe toate instituțiile publice din România, cum s-au făcut selecțiile de parteneri. Li s-au cerut de cele mai multe ori un anunț în care spune, până poi mâine te rog frumos să vii cu un consorțiu care să vină partener pe ideea asta de proiect, dar tu vii cu proiectul în sine. Eu spun doar ideea. Noi venim cu ideile gândite de noi, lucrate de noi, poate mai bune sau mai poate mai puțin bune, poate perfectibile, poate nerealiste, dar sunt idei pe care și le-au asumat direcțiile generale din Ministerul Educației. Direcția Generală de Învățământ Preuniversitar a venit cu un număr de 26 de astfel de idei. Eu am spus în acel moment că este imposibil ca Direcția Generală să implementeze 26 de proiecte în același timp cu numărul de personal pe care îl avem în acest moment. Dar nu am putut nici să cenzurez dorința lor de a se adresa, să vadă și feedback-ul, să vadă dacă ideile pe care le au o sustenabilitate sau dacă pe viitor trebuie să gândească alte tipuri de idei. Nu le puteau gândi mai repede? Da. E o întrebare dificilă. Poate le gândeau mai repede. Eu pot să vă spun dumneavoastră că în termen de 24 de ore după ce am colectat întrebările de la colegi, le-am pus în macheta standard și le-am pus pe site. Deci la mine, Gabriel Ispas, a durat procedura 24 de ore.